Topaz, comedie de Marcel Pagnol, adaptare radiofonică de Radu Beligan. Acțiunea se petrece la Paris. Nu e rușine să fii sărat. Lenea e mama tuturor relelor. Cinstea e bogăția noastră. Nu valul face fericirea omului. Aceste inscripții morale împodobesc pereții clasei de liceu, în care se află în clipa de față doar profesorul Topaz și un elev. Domnul Topaz e un bărbat cam de vreo 30 de ani. Barba neagră și lungă îi ajunge până la primul nasture al hainei. Guler tare, foarte înalt, de celuloid. Cravată mizerabilă. Redingota uzată, ghete cu nasturi. Elevul e un băiat mic, de vreo 12 ani. Urechi lungi, gât de păsărică prost hrănită. Domnul Topaz dictează și, din când în când, se apleacă peste umărul băiețașului ca să citească ce scrie. Berbecii, berbecii erau închiși într-un țarc, într-un țarc. Berbecii erau. Înțelegi? Ia gândește de bine, sorel. Mă gândesc. Berbecii erau. Nu niște berbeci. Berbecii, aceea. Plural articulat. Înțelegi, sorel? Înțeleg. Bună ziua, domnule Topaz! Bună ziua, domnișoară Miș! Nu l-ai văzut pe tata? Nu, domnul director nu s-a arătat încă în dimineața asta. Dar câte ceasuri? Este 7:30, domnișoară. Mai aveți 30 de minute până la ora de clasă. Ați venit prea devreme. Cu atât mai bine. Am de lucru. Vrei să mă împrumuți cerneala dumitale roșie? Cu cea mai mare plăcere, domnișoară. Tocmai mi-am cumpărat o sticluță nouă și... îmi pare bine că o deschid pentru dumneavoastră. Ești prea amabil. Aveți teze de corectat? Da, și nu-mi place deloc. Pa mie, dimpotrivă, îmi place. Eu am un fel de instinct al corecturii. Mă trezesc uneori corectând ortografia afișelor în tramvai sau a reclamelor ce se împart pe stradă. Pardon, un moment. Poftiți cerneala roșie, domnișoară. Mulțumesc. Vă rog să o păstrați cât aveți nevoie, oricât de mult. Mulțumesc, domnule Topaz. N-aveți de ce, domnișoară. Oricând la dispoziția dumneavoastră. La dispoziția mea? E o formulă de politețe banală, dar o spui bine. O spun cu sinceritate. Până acum două săptămâni nu spuneai nici atât, dar erai mai amabil. Cu ce, domnișoară? Ei, îmi aduceai cutii de cretă colorată sau calendare. Și veneai chiar la mine în clasă să-mi corectez caietele elevilor. Acum nu mai vrei să mă ajuți? Nu mai vreau. Dar dacă v-aș fi cerut această favoare, mi-ați fi acordat-o? Nu știu, nu mi-ai cerut-o. Mulțumesc oricum. Domnișoară, dați-mi voie să... Nu, am de lucru, domnule Topaz. Domnișoară, mie ești scumpă colegă, vă implor. Nu plecați lăsând între noi această neînțelegere. Ce neînțelegere? E adevărat că de aproape 10 zile nu v-am mai oferit serviciile mele, dar... singura cauză e discreția. Mă tem să nu abuzez de bunăvoința dumneavoastră. Mi-e frică de un refuz, care ar fi fost pentru mine cu atât mai dureros, cu cât bucuria pe care o așteptam era mai mare. Iată adevărul. Așa? Te pricepi să întorci lucrurile? Ești un mare orator, domnule Topaz. Faceți-mi favoarea de a-mi încredința tot mie tezele. Da? Bine. Poftim tezele. Mulțumesc. Să fie gata mâine dimineață. Vor fi, domnișoară. Și te rog, nu scrie prea multe observații pe margini. Dacă ar cădea un caiet sub ochii tatălui meu, ți-ar recunoaște scrisul. Și
Credeți că domnul director s-a supăra? Ei, domnul director ar certa-o rău pe fica lui. Mă gândesc cu emoție că facem împreună un lucru interzis. Taci, taci. E între noi un secret. Ce bine să ai un secret, un fel de complicitate. Ei, dacă mai întrebuințezi asemenea cuvinte, îți iau caietele înapoi. Nu, vă rog să nu mi le luați. Aș fi în stare să nu vi le dau. Le veți avea mâine dimineață. Fie, mâine dimineață la 8:30. La revedere. Și nicio vorbă. Nicio vorbă. Bună ziua, domnule director. Bună ziua, domnule Topaz. Am să spun ceva, dar aș prefera să fim singuri, fără acest elev. Da, bine, domnule director. Du-te, dragă Sorel, în curte și te joacă. Mulțumesc, domnule profesor. Domnule Topaz, sunt foarte surprins. De ce, domnule director? Mă silești să-ți aduc aminte articolul 27 din regulamentul pensionului Miș. Profesorii care vor da lecții particulare în clasă vor fi obligați să verse de lecțiunii 10% din onorariul ce încasează pentru aceste lecții. Eu însă nu știam că dumneata dai lecții acestui elev. E un fapt pe care mi l-ai ascuns. Domnule director, de fapt, nu sunt lecții. De fapt? Cum de fapt? Ne jucăm cu cuvintele? Nu, domnule director, sunt mici lecții gratuite. Gratuite? Da, domnule director. Lecții gratuite? Da, copilul acesta este sârguincios, dar nu poate să urmărească tot ce se face în clasă. Am impresia că nimeni nu s-a ocupat de el până acum. Familia... Dacă o fi având o familie... Dacă o fi având, dumneata crezi că s-a născut din vânt? Nu, domnule director. Dacă părinții lui ar fi socotit că are nevoie de lecții particulare, ni s-ar fi adresat mie. Că despre a da lecții gratuite, nu știu dacă dumneata îți dai seama de urmările unei asemenea fapte. Dacă te apuci să dai lecții gratuite, nimeni nu o să mai vrea să plătească. Nu te gândești la pâinea colegilor dumitale care nu-și pot îngădui luxul de a munci pe gratis. Dacă dumneata ești un nabab... Ce nabab, domnule? Treaba dumitale, asta nu te va scuti să-mi plătești mie taxa de 10%. Și asta nu pentru o meschină chestiune de bani, dar din respect pentru regulament. Înțeleg prea bine, domnule director. Bine. Uite... Hârtiile pe care mi le-ai dat pentru decorații, da. Pentru palmele academice. Da. Și am plăcerea să te anunț, plăcerea să-ți comunic că domnul inspector mi-a vorbit de dumneata în termenii cei mai măgulitori. Adevărat? Mi-a spus, domnul Topaz merita până acum de 10 ori palmele academice. De 10 ori? De 10 ori palmele academice și sunt foarte surprins că nu le-a căpătat până astăzi. Sunt copleșit, domnule director. Cu atât mai mult, adăugat, cu cât anul acesta nu îi le pot da. Nu poate nici anul acesta? Nu. Avea un număr limitat de decorații și a trebuit să le împartă unor candidați mai vechi. Îți înapoiesc hârtiile. Ultimele lui cuvinte au fost: comunicați domnului Topaz că anul acesta îi decernăm palmele academice în mod simbolic. Simbolic? Da, simbolic. E foarte frumos, nu? Da. Sigur. Simbolic. Da. Bună ziua. Bună ziua, Taniz. Dar ce cu tine? Supărat? Supărat? Din potrivă. Închipuiește-ți că domnul inspector i-a declarat domnului Miș că îmi dă palmele academice în mod simbolic. Simbolic? Cum adică? Adică mă consideră demn să port decorație și l-am însărcinat pe patron să mă anunțe că moralmente, simbolic, mi-o acordă. Ți-o acordă, dar nu ți-o acordă. O ai, dar nu ai. Sigur, dacă te gândești bine, nu am. Drept să spun, nu mă mir deloc. De ce? Când ai făcut cererea, n-am vrut să-ți dau un sfat pe care nu mi l-ai cerut, dar în sine mea mi-am zis că prea ești grăbit. Uite, eu am 8 ani de învățământ mai mult. E și? Am cerut eu ceva? Nu. Aștept. Dragul meu, dacă nu cer, nu ți se dă. Dar dacă ți se dă prea devreme, s-ar putea să pară un arivist? E o arivist, Amir. Nu, am spus, s-ar putea să pari. Bună ziua, domnilor. Domnișoară. Domnule Topaz, vrei să-mi împrumuți globul pământesc? Cu cea mai mare plăcere, domnișoară.
Aveți ore de geografie? Da, o lecție despre continente și mări. Poftiți, comisar. Mulțumesc, domnule Tăfaz. Mulțumesc, domnule Tăfaz. Dragul meu, iartă-mă. Dacă n-aș fi fost eu aici, poate că mai rămânea. Am impresia că merge destul de bine, nu? Și asta nu-i nimic. Adineaur mi-a vorbit deschis. Ce vorbești? Da, mi s-a plâns de răceala mea față de ea. Auzi tu? Ce vorbești? Da, n-a spus răceală, se înțelege, dar asta m-a lăsat să înțeleg cu toată pudoarea ei de fată. Și am convins-o să-mi încredințeze încă o dată extemporalele elevilor ei. Și ți le-a dat? Uite-le aici. Și atunci, desigur, nu te-ai mai stăpânit și i-ai mărturisit tot. Nu, i-am spus eu unele lucruri destul de grave, dar n-am cutezat să-i mărturisesc chiar tot. Nu? Nu. Uiți că e vorba de mâna domnișoare Ernestin Miș. Da, adevărat, e o mare lovitură. Ai ambiții prea mari, Topaz, ochești prea sus. Da. Și dacă îi zbutesc, multă lume o să spună ca tine, da? Sigur, se va spune că ai profitat de fizicul tău pentru a pune mâna pe Institutul Miș. Ai dreptate, da? Nici nu m-am gândit. Sunt îngrijorat totuși că domnul Miș mă stimează și că mă cunoaște drept un om onest, nu? Dar dacă ar spune nu, ar fi pentru mine o grea lovitură. Ar fi bine să-l ia cineva pe departe și să-l întrebe, nu? Am înțeles. Vrei să-mi iai o sarcină asta? Nu îndrăzneam să te rog, Tamis. Bine, bine, o să-i vorbesc la prima ocazie. Dar iar încet, cu discreție, să nu bănuiască. Fii pe pace, lasă pe mine. Te las acum, dragul meu Topaz. E ora 8, mă duc și eu la clasa mea. Mulțumesc. Bună dimineața, copii! Bună dimineața, domnule profesor! Luați loc, vă rog! Ca să ne pregătim pentru compoziția de morală care va avea loc mâine, miercuri, vom face astăzi un fel de revizuire orală a noțiunilor. Dar înainte de a începe această revizuire, vreau să mă adresez îndeosebi unuia dintre voi, aceluia care de câteva zile tulbură lecțiile noastre cu o muzicuță ne la locul ei. Îl rog, pentru ultima oară, să nu mai reînceapă astăzi o glumă pe care sunt gata să-i o iert pentru trecut. Sunt sigur că m-a înțeles și că n-am făcut în zadar apel la simțul lui moral. Bine, de aici încolo voi proceda în consecință. Deocamdată la lucru. Vă atrag atenția că subiectul pe care veți avea să-l tratați mâine nu va fi o chestiune particulară sau limitată, cum ar fi, de exemplu, iubirea de țară sau datoriile cetățenești sau datoriile noastre față de părinți sau de animale. Nu! Va fi, dacă pot spune astfel, o chestiune fundamentală asupra noțiunii de bine și rău, de viciu și virtute. Ca să ne pregătim pentru această lucrare, vom lua în cercetare moravurile popoarelor civilizate și vom vedea împreună care sunt necesitățile vitale ce ne silesc să ascultăm de legea morală, chiar dacă spiritul nostru nu este în mod firesc înclinat să o respecte. Să luăm câteva exemple din viața reală, zilnică. Ia să vedem. Elevul Tronche Bobine. Pentru a izbuti în viață, adică pentru a dobândi o situație corespunzătoare meritelor noastre, ce trebuie să facem? Trebuie să fim cu băgare de seamă. Trebuie să fim cu băgare de seamă. La ce? La curent.
Adică să nu ne tragă. Că altfel li se umflă la toți falca, cum mi s-a umflat mie. Elev, ceea ce spui dumneata nu este cu totul absurd, de vreme ce repeți un sfat pe care ți l-a dat probabil mama dumitale, dar nu aceasta este chestiunea. Pentru ca să izbutești în viață, trebuie să fii... Să spun eu, vă rog! Ia spune! Lăsați-l, lăsați-l pe el să răspundă. Hai, Tronș, ultima oară ți-am pus un zero în catalog. Hai, încearcă să-ți îndrepți nota. Trebuie să fii... Cizma! Zero, stai jos. Trebuie să fii cinstit. Și acum să luăm câteva exemple doveditoare. Mai întâi, orice faptă necinstită e dinainte sortită pieirii. În fiecare zi vedem în ziare că nimeni nu poate călca nepedepsit legile omenești. Odată vezi crima îngrozitoare a unui descăierat care își ucide aproapele ca să-i fure banii. Altădată necinstea unui individ dibaci care, înzestrat cu multă prudență și cu unelte potrivite, sparge o casă de fier ca să fure. Altădată vezi un casier care a pierdut banii patronului său jucând la curse. Toți acești mizerabili sunt imediat arestați și târâți de jandarmi în fața judecătorilor și la închisoare. Aceste exemple ne arată că răul își primește totdeauna, fără întârziere, pedeapsa. Și că te abate de la drumul cel drept, înseamnă a te prăbuși într-o prăpastie fără fund. Bine, să presupunem acum că prin imposibil un om necinstit reușește să se îmbogățească. Să ne închipuim pe acest om bucurându-se de un lux dobândit pe nedrept. Este admirabil îmbrăcat, locuiește singur într-un bloc cu mai multe etaje, o mulțime de lachei îl slujesc, ceva mai mult. O femeie se ocupă numai să-i pregătească să mănânce, bucătăreasă. Și un băiat să-i conducă automobilul, șofer. De aceea vă întreb pe voi, copii, are el oare prieteni? Da, are prieteni. Da? Crezi că are prieteni? Da, da, are mulți prieteni. Și de ce ar avea prieteni? Ca să-i plimbe cu automobilul lui. Nu, domnule Cordier. Asemenea oameni, dacă într-adevăr ar exista, n-ar fi decât niște josnici lingăi. Omul despre care vorbim nu are prieteni. Cei ce l-au cunoscut mai de mult știu că averea lui nu e cinstită. Toți fug de el ca de un ciumat. Și atunci, ce îi rămâne de făcut? Să se mute. Poate, poate. Dar ce îi se va întâmpla în noua lui locuință? Se descurcă el. Nu, nu, domnule Durand Victor, nu poate să se descurce. Pentru că orice ar face, oriunde s-ar duce, îi va lipsi întotdeauna aprobarea conștiinței. Deoarece știți că, citiți. De lucrul furat, praful se alege. Bine, și că, citiți dincolo? Nu banul face fericirea omului. Foarte bine. Acum să vedem ce soartă îl așteaptă din potrivă pe omul cinstit. Elevul... Seghedi. Spune dumneata, ce simte un om cinstit după ce a muncit toată ziua? E obosit! Ai uitat ce am spus aici în clasă de 20 de ori? Cum, munca este obositoare? Munca nu obosește! Munca nu e obositoare!
Obositoare e nenea, căci nenea e cu coană mare care n-are de mâncare. Foarte bine, foarte bine, domnule Bertin, ai un 10 în catalog. Dacă acest om cinstit este, să spunem, casier într-o bancă, el va ține socotelile cu cea mai riguroasă atenție. Dacă negustor nu va căuta câștiguri exagerate sau oprite de lege și va fi răsplătit de stima tuturor și încrederea lor va face ca afacerile să-i meargă bine. Guvernul îi va dărui o decorație, toți copiii îl vor saluta pe stradă, iar bătrânii văzându-l îi vor spune: ieși afară! Ieși afară imediat! Nu eu, domnule profesor! Nu, nu ești dumneata? Poftim! Ieși din bancă! Ieși! Aha, iată instrumentul! Domnule Seghedii, cazul dumitale e limpede. Crezi că bunătatea mea e un semn de slăbiciune, nu? Domnule Seghedii, află că sub tomănușe de catifea se poate ascunde o mână de fier. Și dacă ești obraznic, eu te fărâm. Încotro te duci? Afară. Nu, nu, rămâi aici, la colț. Aici, sub ochii colegilor dumitale care te judecă aspru. După acest incident penibil, să ne întoarcem la lecția noastră. Spuneam așadar că... Poftiți, doamnă baroană. Mersi, domnule director. Domnule Topaz, doamna baroană Pitar Vermiol dorește să-ți vorbească. Mamico! Domnule director, sunt la dispoziția dumneavoastră, dar n-am terminat încă ora. Ai o chestiune ce nu suferă întârziere. Copii, vă puteți duce în curte să vă jucați. Domnule Topaz, am venit să vă întreb ce credeți despre fiul meu, Agenor. Doamnă, am să vă răspund cu plăcere, dar aș prefera ca băiatul să nu fie de față. Ha, excelent principiu. Du-te, dragul meu, în curte și te joacă cu colegii dumitale. Imediat, domnule director. Du-te, dragul meu. Ce copil drăguț și bine crescut. Ține foarte mult la dumneata, domnule Topaz. Vorbește adesea despre dumneata cu tatălui în termeni care arată o mare stimă. Sunt încântat, doamnă. Țiu mult să meriți stima elevilor mie. O meriți, dragă Topaz. O să spun că ai câștigat toată dragostea lor. Copilul vă apreciază atât de mult. Spre lauda dumitale, domnule Topaz. Sunt foarte măgurit, doamnă. Dați-mi voi acum să vă vorbesc despre o chestiune care îmi stă pe suflet. O nimica toată care se va rezolva imediat. Dar despre ce este vorba, doamnă? Am primit notele trimestriale ale fiului meu și n-am îndrăznit să le arăt tatălui lui. I-am explicat, doamnei baroane, că e fără îndoială o eroare a secretarului care a copiat notele din catalogul dumitale. Nu cred, domnule director. Am scris totul cu mâna mea. Nu uita că doamna baroană are 3 copii în școala noastră și că eu însumi îi sunt foarte obligat. Iată de ce nu m-aș mira să fie o eroare. Totuși, astea sunt notele pe care le-am dat elevului. Cum? Franceza 0? Matematici 0? Da. Istorie 1? Morala 0? Da. Uite-te bine, domnule Topaz. Uite-te cu atenție, mai de aproape, cu toată perspicacitatea. N-am la ce să mă uit, nu i-am dat decât zeruri. De altfel vă voi arăta catalogul. Ascultă, dragă prietene, oricine poate greși. Errare umanum est, perseverare diabolicum. Vrei să fii atât de bun și să calculezi din nou media acestui elev? Dacă doriți, e foarte simplu. Da, da. Doamnă baroană, o să-l întâlniți curând pe domnul inspector al școalelor. Da, da, chiar miercuri. Totdeauna miercuri ia masa la noi. A fost coleg de școală cu soțul meu.
Mi-e foarte bun prieten. Are multă stimă pentru domnul Topaz, dar n-a putut să-i dea anul acesta palmele academice. Adică i le-a dat, dar numai simbolic. Vai, nimic da, moralmente. Mai domnul Topaz va avea foarte curând palmele academice. Vă promit. Ascultă, Topaz, da. Doamna baroană îți promite că vei obține și palmele academice. Ar fi o mare bucurie, doamnă. Mai mult decât vă puteți închipui, doamnă. Eh, ai găsit eroarea? Păi, nu e nicio eroare. Haide, Topaz, fii logic. O crezi pe doamna baroană când spune că vei avea palmele academice și nu o crezi când afirmă că este o eroare? Da, doamnă, vă jur că nici nu este posibil să fie vreo eroare. Nota lui cea mai bună este un 2. Chiar ieri am dat un 0 la matematică. E ultimul din clasă. Nu admit ca fiul meu să fie ultimul. Nu pot. Da, nu, doamna baroană nu admite, nu poate. Totuși, doamnă, băiatul e ultimul din clasă. E un fapt. Un fapt inexplicabil. Adevăr, e un fapt, dar e inexplicabil. Mă te rog, doamnă. Ia ascultă, domnule director. Cine e prăpătitul ăsta? Neisprăvitul ăsta? Domnule Topaz! Doamnă, doamnă! Un părlit de profesoraș care își permite să jignească un pitar vernion! Domnule Topaz, e de necrezut! Jignești un pitar vernion! Vorbeam cu toată sinceritatea! Da, și mai vrea palmele academice! Dar mi s-au decernat, doamnă, în mod simbolic! Simbolic! Nu mai vorbi prostii! Cere mai bine scuze! Scumpă, doamnă, scumpă, doamnă! Domnule Miș! Dacă acest calomniator ordinar mai rămâne în școala dumitale, eu îmi retrag copiii imediat, pe toți trei. Cât despre notele acestei ipocrite, uite, uite ce fac doamnă, cu ele. Doamnă baroană, doamnă baroană. Domnule, ai vorbit acestei doamne cu îndrăzneală nemaipomenită. Domnule director, fugi repede și ceri scuze înainte de a părăsi școala noastră. Dacă am jignit-o, a fost fără voia mea. Fugi repede și roagă să te ierte, că altfel cariera dumitale ei s-a terminat. Mă duc, domnule director, mă duc. Bună ziua, domnule director. Bună ziua, Tamiz. Aș dori, domnule director, să vă cer un sfat. Vino la birou la 12. Domnule director, nu vă supărați că insist, dar aș voi să vă vorbesc chiar acum. Cred că e momentul potrivit. Te ascult. Domnule director, dumneavoastră nu sunteți numai directorul și șeful acestei instituții. Sunteți în același timp pentru noi cea mai înaltă autoritate morală. Se poate. Iată de ce aș dori să cunosc părerea dumneavoastră într-o chestiune extrașcolară. Domnule director, am un prieten tânăr, binefăcut, cu viitor. Da, și? Prietenul meu e îndrăgostit de o fată, care nici ea nu este indiferentă, căci i-a dat prietenului meu semne foarte vădite de încurajare. Și atunci? Toate acestea, în mod firesc, ar trebui să se termine printr-o căsătorie, dar există între ei o anumită deosebire de avere și de situații. Prietenul meu e... cum să vă spun, locotenent. Tatăl fetii este general. Iată întrebarea pe care vreau să vă pun. Dacă prietenul meu, locotenentul, încearcă vreun demers pe lângă general, cum va fi primit? Rămâne de văzut. Prietenul dumitale este un om cinstit? Nici vorbă. Generalul este un om de inimă? Da, o inimă de general. Atunci, prietenul dumitale, să vorbească. Va fi primit cu brațele deschise, după părerea mea. Ei bine, generalul sunteți chiar dumneavoastră. Eu? General? Da, locotenentul este Topaz, iar tânăra fată este prea grațioasa domnișoară Miș. Cum? Topaz vrea să se însoare cu fica mea? Da. Și spui că ea îl încurajează? Într-un mod vădit, dar discret și demn de o fată de familie bună. De exemplu? Când are caiete de corectat, îi le încredințează lui. Se văd în timpul recreațiilor, în sfârșit, este o adevărată idilă. Bine, voi studia chestiunea. Ce să-i spui lui Topaz? Nimic. Am să-i vorbesc chiar eu. Și... pentru că îmi ceri sfaturi, să-ți dau unul. Mai bine e să-i vedea de meseria dumitare, adică să faci pe pețitorul amator. Hai, la revedere! Am terminat cu dumneata! La revedere! Ernestin! Da?
Vine aici. Da. E adevărat că îi dai lui Topaz să-ți corecteze temele? Da, e adevărat. De ce? Pentru că nu-mi place să le corectez eu. Clasa asta întâia mă dezgustă. Am oroare de ea. În timp ce alte fete se plimbă îmbrăcate în blănuri, eu îmi pierd vremea între 30 de mucoși. Asta e viață? E o viață de institutoare. Pe care o suport, după cum vezi. Dar dacă găsesc un dobitoc care corectează niște caiete în locul meu, e o greșeală? Nu te cert că pui pe altcineva să muncească pentru tine. În principiu n-am nimic împotrivă. Dar te-ai întrebat oare de ce primește dobitocul? Pentru că e dobitoc. Da? Și nu-i dai nimic în schimb? Nimic. Atunci cine i-a băgat în cap că ești îndrăgostită de el? Dar chiar vrea să-mi ceară mâna ta. N-are decât... Cum ar putea să aibă atâta îndrăzneală dacă nu s-ar simți încurajat de tine? Hai, spune adevărul. Ce între voi? Nimic. Îmi face ochii dulci. Asta e tot? Tot. Nu înțelegi? Drept cine mai ei? Bine. Domnule director, doamna baronă refuză să stea de vorbă cu mine până ce nu găsesc eroare. Dar nu e nicio eroare. Și eu nu pot să răscoțesc o eroare care nu e. Taci, domnule, taci, taci, taci! Du-te, Ernestin. Da. Domnule Topaz, ne-ai păcălit destul până azi. Dar a venit momentul răspunderii. Ochii se deschid, impostorul e de masca. Domnule Topaz, ești rușine acestei școli. Domnule director, dai pe ascuns lecții gratuite ca să compromiți învățământul. Refuz să îndrepți o eroare când părintele unui elev vine să te roage. Domnule director, și culmea culmelor, la prostia și reaua dumitale credință, adaugi desfrânarea cea mai scandaloasă. Eu, tu... E, chiar aici, în această clasă, sub ochii înspăimântați ai copiilor, ai încercat să dezonorezi pe fiica mea. Eu, pe domnișoara Miș... Din respect pentru această instituție, nu mă voi adresa poliției. A, începând de azi, ora 10:30, nu mai faci parte din personalul nostru. Dat afară. Domnul Topaz își încheie gânditor redingota, apoi trage sertarul catedrii și își strânge lucrurile în tăcere. Mânecuțele de saten, creioanele, caietele. Se duce apoi la tablă și scrie. Compoziția de morală se amână. Apoi iese din clasă și coboară melancolic treptele liceului. Ce va face acum domnul Topaz? Doamnă? A sosit domnul profesor. Bine, contul la Gaston și spune că vreau să-l văd după lecție. Domnul profesor întreabă dacă doamna l-ar putea primi chiar acum. E să intre. Bună ziua, domnule Topaz. Bună ziua, doamnă Curtoa. Ai ceva să-mi spui? Te ascult. Ia loc, te rog. Mulțumesc. M-ați întrebat acum câteva zile, doamnă, dacă mi-ar fi posibil să-i dau domnului Gaston 2 ore de lecții în fiecare zi. E bine, doamnă, vreau să vă spun că dacă aveți bunătatea de a menține această propunere, sunt gata să o accept. Mulțumesc, dar nu mai e nevoie. Fratele meu, tatăl lui Gaston, sosește mâine la Paris, în trecere, și îl va lua pe băiat cu el. Foarte bine, doamnă, foarte bine. Par dezamăgit. Și totuși, în alte ori, mi-ai răspuns că nu ai timp. Într-adevăr, doamnă, dar de azi dimineață, de la ora 10:30, am devenit mai liber. Domnul Miș ți-a redus orele de curs? Da, le-a redus. Adică, de fapt, le-a redus de tot. Cum, și va continua să-ți plătească degeaba? Nu, a redus și salariul în aceeași proporție. Prin urmare, te-a concediat. Nu, m-a dat afară. Oh, ce păcat. A fost o serie nemaipomenită de încurcături. Și ce-i să te faci, dumneata, acum? Dacă domnul Miș nu mă cheamă înapoi, am să caut lecții particulare.
Dacă printre cunoștințele mele se ivește vreo ocazie, să știi că te voi recomanda. Vă voi fi recunoscător, doamnă. Mai e nevoie să-i dau ultima lecție domnului Gaston? Desigur, domnule Topaz, nepotul meu te așteaptă. Da. Să facem o dictare de adio. Foarte bine. Și înainte de a pleca, te rog să-mi dai situația onorarului dumitale. Bine, doamnă. La revedere, doamnă. Bonjour, Regi. Bonjour, Regi. Dar ce ești așa de agitat? M-am enervat cu canalia de Roger. De ce, dragă? Știu, ce s-a întâmplat? E un bandit sau un nebun. Cer 100.000 de franci pentru afacerea cu stropitoarele. Și tu cât i-ai oferit? 50. 50 nu e mult. Dar 100 e enorm. La urma urmelor, cine-i consilier municipal? El sau eu? În toată afacerea asta, ca și în cealaltă de înainte, nu făcea altceva decât să-mi împrumute numele lui. N-ați putut ajunge totuși la o înțelegere? Să mai lași tu, să mai dea el? Nu-mi place să-și bată nimeni în joc de mine. L-am dat pe ușa afară. Și uite cum pierdem din mână o afacere de aur. Nu puteai să deschizi ochii la timp. Ei, nu puteam. Ce vrei? Eu sunt prea cinstit. Pungășirii celorlalți mă surprind totdeauna. Viața e de ce în ce mai grea. Îmi spunea mie bietul tata că nu trebuie să te încrezi în prieten. Credeam că un complice e mai sigur. Ei bine, nu. Ce timpuri trăim. Ei, n-o să plângi acum. S-a dus, gata ce. Cum? Lași afacerea din mână? Ce vrei să fac? Caută pe altcineva. Un om de paie. Nene Tris. E în Madagascar. De când? A plecat sâmbătă trecută. Ei, atunci cine? Știu eu. Mă gândesc. De ce nu Malaval? A, compromis. Atunci Fernet, e prieten. E prea scump. De când l-am decorat, nu lasă mai jos de 50%. Dar Fober. Ah, da, Fober, da. Fober ar fi ideal. Băiat de treabă, priceput, devotat. Și ce cinste. E telefon 8602. Da, inutil. E la pușcărie. De când? De când cu crescătorile de porci din Maroc. Eu credeam că e o afacere cinstită. E tocmai de asta. Într-o afacere cinstită, nu ești niciodată prevăzător. Și dacă nu iese, te ias. Nu te mai scoate nimeni. Ne trebuie o persoană de încredere. Cineva care să facă în mod cinstit afaceri necinstite. Dacă găsesc eu pe cineva, cât îi dai? Ce? Ți-a venit vreo idee? Mi se pare. Aș merge până la 50.000 pentru stropitoare. Și pentru agentură? 10%. Și dacă acceptă mai puțin, îmi dai mie diferența, nu? Da. Spune, la cine te gândești? La Topaz. Topaz? Mhm. Uh-huh. Cine e ăsta, Topaz? Profesorul lui Gaston. Nenorocit ăla cu barbă și mai nu? De ce nu? Draga mea, nu trebuie să recurgem la o soluție improvizată și primejdioasă. Ei, mai întâi nu e improvizată, m-am gândit mai demult la el. Și pe urmă, cu ăsta nu e nicio primejdie. De ce? Fiindcă avem asupra lui un mijloc de presiune. Care? Eu. Ia-te, uite, amorezată! Cum mă vede, se înroșește, se bâlbuie, e ridicol și emoționat. Sunt convinsă că fac din el tot ce vreau. Ne? Cine știe? Femeia știe totdeauna. Omul ăsta are pentru mine o iubire fără speranță, dar definitivă. Tu nu știi ce e asta. Nu o să fie nevoie nici măcar să explicăm despre ce e vorba. Dacă îi cer eu, va semna orice cu ochii închiși. Da? Dar o să-i deschid odată. Și atunci, dacă începe să țipe, dacă ne acuză că l-am dezonorat, nu? Dacă se sinucide și lasă o scrisoare către procuror în care spune tot. Nici o grijă, îl calmez eu cu puțin teatru. Da, puțin teatru sau mulți bani. Când îmi va cunoaște afacerile, cine îl va opri să mă șantajeze? El? E un om absolut dezinteresat, nu-l cunoști. N-ar fi niciodată în stare să... Ba da, fiindcă îl vezi prost îmbrăcat, îi atribui sentimente mari. Draga mea, eu am cunoscut șantajiști cu aere de sfinț. După ce intră în câteva combinații, va fi obligat să-și țină cură. Poate să-l încurcăm imediat în 5-6 afaceri și devine inofensiv. Îi dăm și locuința pe care am pregătit-o pentru șofer deasupra birourilor. În felul acesta o să-l avem la dispoziția noastră la orice oră din zi. Un colaborator devotat și recunoscător. Mă rog, să vedem. Ați sunat, doamnă? Da, Joseph. Spune profesorului că doresc să-i vorbesc imediat. Topaz, agentură și comision. N-ar suna rău. Gravat frumos pe o placă de alamă. Da, ce crezi?
Va voi să-și părăsească situația lui de profesor? Directorul lui l-a dat afară chiar azi dimineață. Nici el nu știe pentru ce. Să vedem. Să vedem. Dragă prietene, dă-mi voie să-ți prezint pe domnul Alberto Paz, despre care ți-am vorbit. Domnul Castelbenac, mare om de afaceri. Domnule, sunt profund onorat. Onoare-i pentru mine. Nu sunteți prea bun. Deloc. Deloc, domnul meu, deloc. Deloc, domnule Topaz. Iei un cocktail cu noi? E o prea mare cinste pentru mine, doamnă. Tocmai vorbeam despre cazul dumitale domnului Castelbenac. Doamnă, sunteți de 1000 de ori prea bun. Deloc. Am plăcerea să-ți aduc la cunoștință că e gata să se ocupe de dumneata. Da, domnule, vă sunt foarte recunoscător. Nu. Interesul pe care vi-l port este foarte firesc. Doamna mi-a spus că sunteți un om de o mare valoare. Doamna. Da, chiar așa. Da, o mare valoare, deocamdată inutilizată. Da, inutilizată, exact. E bine, domnul Castelbenac vrea să exploateze personal această valoare. Să exploateze personal? Mulțumesc, doamna. Ții mult să rămâi în învățământ? Să rămân în învățământ? Evident. De ce? Pentru că este o profesiune respectabilă, nu prea obositoare și destul de bănoasă. Da, destul de bănoasă, da, foarte bine. Da. Mulțumesc. E cam tare vinul acesta. Da, destul de tare și se cheamă whisky. E cât sper dumneata să câștigi dând lecții? Nu-mi dau încă seama, dar cunosc unii profesori care câștigă până la 1200 de franci. Pe lună? Da, doamnă, pe lună, da. E adevărat că un profesor are cheltuieli de garderobă, nu-i așa? Pentru că îi se poate întâmpla să stea de vorbă cu persoane din cea mai bună societate. Dar cu 1200 de franci... Da, se înțelege, sigur, e foarte frumos. Vedeți, chestiunea banilor este puțin vulgară, dar are și ea importanța ei. Nu banul face fericirea omului, dar nu e mai puțin adevărat că atunci când îl ai, ești mulțumit. Da. Suntem de aceeași părere. Situația pe care domnul Castelbenac se gândește să ți-o ofere îți va permite poate să câștigi mai mult. Nu mult mai mult, dar în sfârșit ceva mai mult. Da. Ceva mai mult. Aș putea să vă dau o retribuție fixă și în plus o mică primă pentru fiecare afacere. În total ar reveni la o medie de, vreau să zic, 2500 de franci. Pe lună? Da. Pentru mine? Da. Pentru ce fel de lecții? Nu e vorba de lecții. E vorba de a îndeplini pe lângă mine anumite funcțiuni destul de, cum să spun, nu grele, dar delicate. Dar aceste funcțiuni delicate, credeți că voi fi în stare să le îndeplinesc? De ce nu? Da, o să vedem noi. Îmi permiteți să vă pun câteva întrebări? Da, vă rog. Aveți familie? Vai, nu, sunt singur pe lume, dar absolut singur. Bravo! Adică... Vreau să spun, e foarte trist. E? Dar ce să faci? Soarta, nu? Și femeile? Cum și femeile? E, ai și dumneata câteva metrese, nu? Nu, domnule, nu. Dragul meu, întrebări de-astea în fața mea. Te rog să mă ierți, scumpă prietenă. Vreau să întreb, care sunt... legăturile dumneavoastră obișnuite? A, colegii mei, adică foștii mei colegi de la Institutul Miuș. Și din când în când mă văd cu un fost camarad de regiment care acum e chelner într-o cafenea. Va trebui să-i întâlnești mai rar pe acești domni și în niciun caz să nu-i primești aici, nici în birourile noastre și nici în locuința dumitale. În locuința mea? Da, uitasem să spun. Vei locui aici. Aici? Birourile sunt în imobilul vecin, iar mica dumitare locuință este deasupra, foarte aproape de apartamentul meu. Ai ceva împotrivă? Nu, da. Slujba mea, în ce va consta? Ei bine, dragul meu Topaz, îmi dai voie să spun, dragul meu Topaz. E o mare cinste pentru mine, domnule. Ei bine, dragul meu Topaz, ia loc, te rog. Mulțumesc.
Am de gând să deschid un birou de agentură. Și fiindcă eu personal sunt copleșit de lucru, îmi trebuie un om de încredere. Biroul va fi pe numele acestui om, care va fi de fapt și adevăratul director. Acesta e postul pe care domnul Castelbenac ți-l oferă dumitale. Doamnă, un director dirigează, conduce. Exact. Păi sunt eu în stare să conduc? De ce nu? Doamnă, încrederea dumneavoastră mă onorează, dar mă tem că aveți o prea bună idee despre capacitatea mea. Ba nu, dumneata ești profesor, domnule Topaz. Tocmai, doamnă, eu sunt profesor, ceea ce înseamnă că în afară de școală nu mai sunt bun de nimic. Mă rog, știi să dictezi? Asta da, sigur. Vei dicta scrisori dactilografilor și le vei supraveghea ortografia. Ortografia, lăsați-o pe seama mea. Și știi să semnezi? Desigur, nu spun că am o semnătură grozavă, dar e greu de imitat. Niciunul din elevii mei n-au reușit. Foarte bine, vei semna în locul meu. Asta e tot. Ce crezi despre această propunere? Ce cred? Dar este cel mai mare noroc din viața mea. Și vi-l datorez dumneavoastră. Prin urmare, poate semna stropitoarele, nu? Ești de părere să-l punem în mișcare așa de repede? Desigur, domnule, puneți-mă în mișcare imediat. Nu mai stați la îndoială. Nu spun că am să-i zbutez din prima dată, dar să facem încercare. Pe răspunderea ta, cine? Pe răspunderea mea. Ei bine, fie. Mai întâi îți voi da eu o semnătură dumitale pe acest cec. Plătiți la ordinul domnului Albert Topaz suma de franci 5200? De ce? Comisionul dumitale în afacerea asta și salariul pe o lună plătit înainte. 5200 de franci? Vai de mine, doamne! La ce te gândești? Doamnă, am o experiență de viață destul de mare și știu prea bine că nu se oferă funcțiuni atât de gras plătite cuiva care nu e în stare să le împlinească. Când îți spun... Nu îmi spuneți totul. Bunăvoința dumneavoastră ascunde ceva și știu prea bine ce anume. Bine. Doamnă, vă mulțumesc, dar n-am ajuns încă așa de rău. Nu te înțeleg. Dar, doamnă, e clar că toată această poveste cu biroul și cu stropitoarele e doar un fel de ghizat de a-mi da de pomană. Dar ce tot spui? Crezi că mi-aș fi permis un asemenea lucru? Dragă amicită, te înșel cumplit. Îți dau cuvântul meu de onoare că dumneata poți să-mi faci mari servicii. Cuvântul de onoare? Vrei să jur? Păi, dar atunci e prea frumos. Semnează, dragul meu. Și pune sub numele dumitale agentură și comision. Domnule, doamnă, vă dau această semnătură cu adâncă emoție și o definitivă recunoștință. Așa, dragă prietene, îți mulțumesc. Mă întorc peste o jumătate de oră și dacă vrei să mă aștepți, o să vorbim mai pe larg. Sper că ești mulțumit. Cum să vă arăt devotamentul meu? Mai întâi, luându-ți altă pălărie. Regii! Da, domnul Topaz are o foarte frumoasă pălărie de profesor, dar oricum îi trebuie o pălărie de om de afaceri. Da, just. Bine. Și pe urmă? Pe urmă să-ți îndeplinești scrupulos funcțiunile. Deocamdată n-ai de făcut decât două lucruri. Să semnești și să taci. Să tac? Da. În afaceri, prima calitate este discreția. Foarte important. Secret profesional. Ca la medici. Tocmai. Da, ia-ți cecul. La revedere, dragă directore. Vin numai decât să-ți mai cer câteva semnături. Îmi dai voie să-ți o repesc pe doamna pentru câteva... Da, bucuros, domnule. Ce-ai spus? Bucuros? Adică, nu vreau să spun, nu. Da. E nemaipomenit. Domnule director, dragă directore, 5200 de franci, 346 de lecții a 15 franci lecția. Afacerile grozave sunt. Când o să afle Tamis, el care spunea că sunt un arivist. De fapt, poate că avea dreptate. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Căutați pe doamna Courtois? Nu vă deranjați. Sunt un vechi prieten al casei, Roger de Breville. Lucrez cu domnul Castelbenac. Numele meu e Topaz. Și eu sunt un colaborator al domniei sale. De multă vreme? Nu, abia de câteva minute, dar sper că pentru multă vreme. Care va să zică dumneata face acum chestia cu stropitorile?
Domnule, în afaceri, prima calitate e discreția. Mai ales în afaceri d-astea. Poate. Nu poate, sigur. Fiindcă eu cunosc lovitura cu stropitorile. Ce? Cum? Mai mult chiar. Cunosc un domn care ar fi făcut el afacerea dacă ar fi primit să lucreze pe nimica toată ca dumneata. Și acel domn sunt chiar eu. Ca mine, nimica toată. Nimica toată. Între noi fie vorba, cât îți dă? La asta pot să răspund, fiindcă mă privește personal. Poftim. Uite cecul. 5200? Ăsta e comisionul dumitale? Nu, retribuția fixă și comisionul. Ia, ascultă, îți arde de glume? Îmi arde. Și ca să spun drept, n-am făcut nimic ca să obțin suma asta. Nu, mi-a oferit-o el singur. Ascultă, domnule, în afacere foarte bine uneori să faci pe tâmpitul. Ce? Dar dumneata mergi prea departe. Domnule, nu accept să fiu numit tâmpit de o persoană care nici nu mă cunoaște. Din respect pentru gazda noastră, e mai bine să oprim aici această discuție. Rău faci că ești atât de demn cu un om care fără îndoială într-o zi o să te vadă la pușcărie. La pușcărie? Mai curând poate decât crezi. N-am să te denunț eu, desigur, dar sunt cel puțin 5-6 persoane care știu totul și nu o să-și țină gura. E bine, e rușinos să-ți vinzi pielea atât de ieftin. Domnule, din felul cum vorbești dumneavoastră despre această afacere, ar reuși că nu este riguros onorabilă. Domnule, te somez să te explici. Ascultă, din toate hoțiile pe care banditul ăsta le-a organizat, hoții? Afacerea stropitorilor e cea mai periculoasă. Dar la cine faceți dumneavoastră aluzie când rostiți cuvântul bandit? La onorabilul nostru consilier municipal. Ce consilier municipal? Cum? Nici măcar nu știi că domnul ăsta Castel Benac e consilier municipal? Nu! Atunci habar n-ai ce fel de servicii așteaptă de la dumneata. Trebuie să-i ajut și să semnez în locul lui. Nimic mai mult. Nimic mai mult! Asta e nemaipomenit. Ia ascultă, domnule, de unde ești și dumneata? Din învățământ. Nenorocitule, aș fi putut să-mi închipui că se vede. Omule, dacă mai știi unde ți-e pălăria, ia-o repede și șterge-o, n-ai ce căuta aici. A, nu, domnule, n-ai dreptul să calomniezi fără probe? Ce acuzație duci dumneata binefăcătorului meu? Scumpe domnule, binefăcătorul dumitale profită pur și simplu de mandatul lui politic pentru a face să se voteze diferite furnituri pe care le furnizează el însuși sub nume de împrumut. Păi, dar asta ar fi o escrocherie. O poate. Ar fi hoția cea mai nerușinată. Să nu exagerăm. N-a inventat el povestea asta. Vreau dovezi! Dă-mi dovezi! Ascultă-mă, sunt dispus să te luminez în chestia asta dacă nu vei spune nimănui cine ți-a dat informațiile. Dacă sunt informații exacte, îți promit că voi tăcea. Atunci, treci alături. Pe birou vei găsi fel de fel de dosare. Deschide la întâmplare, unul, oricare. Dacă învățământul nu te idioții de tot, o să înțelegi. Dar dacă ai mințit, să știi că va fi vai și amar. Așa să faci. Sfântă nevinovăție! Ah, ce mulțumit sunt că nu mai lucrez cu secătura aia de roje. Afacerea e încheiată. Dar unde-i protejatul tău? Cred că s-a dus să viziteze birourile. E foarte bine băiatul ăsta, îmi place mult. E tipul găgăuții clasici. Ce faci, dragul meu, Topaz? Doamnă! Dumneavoastră știți cine este domnul Castel Benac? Cum cine sunt? Ce întrebare ciudată! Doamne, dumneavoastră, nu știți ce am aflat eu! Dar ce glumă e asta? Acest om care se bucură de încrederea dumneavoastră și pe care îl onorați cu atâta prietenie, acest om este un om necinstit! Eu? Domnule Topaz, gândește-te la ce spui! Ascultați cu atenție cuvintele pe care le pronunț. Domnul Castel Benac este un escroc! Ce? Am dovezi! Iată, aceste dosare pe care le-am găsit în biroul său. Omul acesta nu este un simplu om de afaceri, cum se pretinde. Nu! El este consilier municipal. Nu știați asta, nu-i așa? El profită de mandatul lui politic pentru a face să se voteze diferite furnituri pe care le furnizează apoi el însuși, sub nume de împrumut. Omul acesta trebuie, mă înțelegeți, trebuie să intre la pușcării. Am onoarea să vă salut. Unde te duci cu dosarele astea? La parchet, la procuror. Ei, dar asta e... Domnule Topaz, o clipă! Te felicit, drag. Ai făcut o alegere bună, nu? N-am ce zice. Tu l-ai găsit pe exaltatul ăsta. Taci. Regii, lasă-ne singur, te rog. Mă însărcinez să explic eu domnului. Bine, explică ce vrei. Dar mai ales fă-l să înțeleagă. Că dacă i s-au suit stigleții la cap, eu îl bag la balamuc cât ai zice pește.
Domnule Topaz, vrei să mă pierzi? Pe dumneavoastră? Pe mine. Cum? Soarta dumneavoastră e legată de a lui? Da. Dumneavoastră, complice acestui nemernic? Dumneavoastră, Dumnezeule! Ai înțeles situația prea repede și ai aflat de azi ceea ce eu nu puteam să-ți povestesc decât mâine. Doamnă, ce să-mi povestiți? Povestea mea nenorocită. Repede, că nu mai avem timp. Ascultă-mă. Vă ascult, doamnă. Când l-am cunoscut pe Castelbenac, eram un copil. Venea în casa tatălui meu. Era consilier financiar al familiei. Profesa avocatura și făcea politică. Desigur, fă. Da, desigur. Când am rămas singură pe lume, m-am îndreptat spre el, pentru că era executorul testamentar al tatălui meu. Înțeleg. M-a sfătuit să vând totul. Uzina, moșiile, castelul. Pe urmă, i-am încredințat întreaga mea avere pe care el a investit-o în afaceri. În afaceri, Dumnezeu. Nu știam. Din când în când îmi dădea să semnesc hârtiri în care eu nu înțelegeam altceva nimic decât că erau contracte cu primăria. Și ați semnat? Da. Mai bine v-ați fi tăiat mâna dreaptă. Da, dar semnam fără să știu ca dumneata adineauri. Adevărat, ca mine. Și când ați înțeles? Prea târziu. De ce? Nu e niciodată prea târziu. Puteam să-l pierd pe el, dar nu mai puteam să mă salvez pe mine. Ce tribunal din lume ar fi crezut în buna mea credință? M-ai crezut complice, dar n-am fost decât victimă. Și acum, judecă-mă. Astea sunt dramele din lumea mare. Ce monstru! Dar bine, doamna, adineauri, chiar dumneavoastră m-ați aruncat în ghearele lui. De ce? N-ai înțeles? Nu. Ce poate face o femeie singură la discreția unui om primejdios? Ce poate face decât să plângă și să caute un sprijin? Și m-ați ales pe mine? Pe mine? Pe mine? De ce, doamnă? Spuneți-mi, de ce? Nu știu. Ba da, știți, nu se poate. Știți și trebuie să-mi spuneți. Ei bine, de la început am fost uimit de aspectul dumitale energic. Mi s-a părut că citesc în ochii dumitale o anumită simțire, un anumit devotament. Da. Îmi spuneam, el nu e ca toți ceilalți. E simplu. E inteligent. Inteligent. Energic. Energic. Dezinteresat. Da. Dacă aș avea lângă mine un om ca el, aș fi protejat, apărat, poate salvat. Să mă fi înșelat, oare? Nu. Nu, doamnă. Vreau să fiu demn de aceste speranțe. Ce doriți de la mine? Cereți orice. Mai întâi, tăcere. Dacă vorbești, sunt ruinat, dezonorat, pierdut. Bine, voi tăcea. Și apoi, trebuie să rămâi lângă mine. Am atâta nevoie de dumneata. Bine, voi rămâne. Mulțumesc. Îți mulțumesc. Dar știi în ce condiții? Nu. Trebuie să câștigi din nou încrederea inamicului nostru. Cum aș putea, domnul, după cuvintele pe care le-am spus adineauri? Am un plan. Trebuie să te instalezi în birouri, să te porți bine cu Castelbenac, să-l urmezi în afaceri. În felul acesta, treptat, treptat, îl vei studia. Vei căuta punctul lui slab. Și când îl vei găsi, când vei crede că poți să lovești în el, fără să mă atingi pe mine, vei lovi. Cum, doamnă, descoper un criminal și devin complicele lui? Da, dacă ții să mă salvezi. E ca într-o tragedie de Cornei. Ah, dacă cel puțin aș avea o oră de gândit. Nu e timp. Trebuie să te hotărăști imediat. Castelbenac alături crede că îți explic avantajele complicității și că poate îți propun o sumă mai mare de bani spre a-ți liniști conștiința. Ce josnicie! Să-l lăsăm să creadă și ca să-l convingem, ar fi nevoie să-i dăm imediat o dovadă de supunere. Da, sigur, da. Dar ce dovadă? Dacă ea strânge mâna la prima ocazie. Da, e bine, dar nu-i de ajuns. Dacă ieși înapoia dosarele astea și ea spune că totul e în ordine. Da, dar mai întâi trebuie să le semnezi și dumneata. Să le semnez și eu? De ce? Pentru că semnătura dumitale îi va arăta că mergi cu el și va adormi bănuielile. Ia să văd. Ce e asta?
Cu asta cumpărarea 8 imobili din strada Jarno pentru a le vinde apoi mai scump primăriei care le expropiază pentru alinierea străzii, ca să vedeți. Ia stai aici, și de aici. Ia tocul dumitale și scălește. E greu. Pentru mine. Bine. Așa. Și aici? E foarte greu. Pentru mine. Așa. Și aici. Și aici. Vorbiți scurt. Timpul e bani. Adevărul e în cifre. Aceste inscripții severe cu maxime categorice împodobesc pereții formidabilului birou modern american la care stă acum domnul Topaz. De ce este însă domnul Topaz palid, neliniștit și muncit de gânduri? De ce tresare la cel mai mic zgomot? Conștiința domnului Topaz trece prin grele încercări. Bonjour, dragă Topaz! Ce mai faci? Cât se poate de bine, doamnă, și vă mulțumesc pentru interesul ce mi-a arătat. Dar, dragul meu, dacă nu m-aș fi interesat de dumneata, nu ți-aș fi încredințat direcția unei afaceri așa de importante. Vă sunt foarte recunoscător, doamnă. Dar ce-i cu dumneata? Dragă Topaz, ce ai? Nu am nimic, doamnă, absolut nimic. Castel Benac e foarte neliniștit în ceea ce te privește. Îi mulțumesc pentru bunătate. Te găsește slăbit, fără chef. Da, e un suflet bun. Dar ce ai? E, ce sunt mofturile astea? Sunt lucruri cu care nimeni nu se poate obișnui. Haide, spune. Știi bine că sunt prietena dumita. Știu. Atunci hai, vorbește, ce ai? Doamnă, acum știu tot. Sunt 42 de zile de când am intrat în casa aceasta și de 23 de zile știu că vă bateți joc de mine. Dacă îmi vorbești pe tonul ăsta, cred că ai să mă faci într-adevăr să-mi bat joc de dumneata. În ziua de 13 aprilie, ora 7 seara, am venit la dumneavoastră pentru că eram invitat la dineu. Așteptam în salonul cel mic, de unde am auzit o conversație îngrozitoare. Îngrozitoare? Oribilă, dar plină de înțeles pentru mine. Domnul Castel Benac spunea: iubito, de ce l-ai chemat și pe simpaticul idiot? Și dumneavoastră ați spus: simpaticul idiot ne e foarte folositor și trebuie să-l mai îmblânzim. Simpaticul idiot eram eu. Iar cuvântul iubito m-a lămurit în sfârșit asupra legăturilor pe care le aveți cu acest om. Dragul meu, dacă n-ai înțeles singur de la început, meritai să ți-o ascund. Să ți le ascund. Ce? Legăturile, pluralul articulat. Prin urmare, mărturisești. Ești metresa acestui soț adulterin. Ei, și? Dumnezeule sfinte și mare. Această mică întâmplare dovedește încă o dată că nu e bine să tragi cu urechea pe la uși. Te credeam mai delicat, dar nu e nimic. Ai aflat și dumneata în sfârșit ceea ce știe toată lumea. Doamnă, ai îndrăzneala de a spune că eu aș fi primit această situație dacă nu mi-ați fi ascuns-o? M-ați atras într-o cursă. De unde? Întâmplarea te-a adus aici tocmai când aveam nevoie de cineva. Și pentru că mi-erai simpatic, ți-am oferit. Doamnă, dacă v-aș fi fost simpatic, ar fi trebuit să mă aruncați în gârlă. Dar de vreme ce ai acceptat. L-am acceptat din cauza unui zâmbet, a câtorva vorbe blânde și a unei povești absurde pe care frumusețea dumneavoastră m-a făcut să o cred. Mă credeam făt frumos, ales să lupt cu balaur ca să libereze pe zâna din povești. Trăiam într-un vis, într-o atmosferă de poezie și de romantism. Dar în ziua de 13 aprilie, la orele 7 seara, am căzut din nou pe pământ. Un pământ plin de noroi și mocil. După câte mi-a spus regii, ai câștigat într-o lună 32.000 de franci. Ce te supără? Conștiința mea! Lasă-o în pace! Da, dar nu mă lasă ea în pace. Mă urmărește, mă fugărește, mă împresoară. Greutatea faptelor mele mă apasă. Ascuns în biroul ăsta, simt cum lumea toată se năpustește asupra mea. Azi dimineață chiar, uitându-mă pe fereastra aceasta,
Am văzut fără voia mea trecând trei stropitoare care poartă numele meu în litere de nichel. Sistem Topaz. Reflexul soarelui în această minciună strălucitoare mă orbea. Am închis fereastră, dar zgomotul motoarelor îmi striga în ureche. Ești pungaș, ești pungaș, ești pungaș. Și perile oprice măturând pavajul șopteau: escrocul de topaz, escrocul de topaz, escrocul de topaz. Ești nebun, dragul meu. Trebuie să-i vorbim lui Castelbenac de toate vedenile astea. Inutil, știu foarte bine că sunt vedeni, dar mă chinuiesc zi și noapte. Pentru că stai aici închis, ca la pușcărie. Ar trebui să profiți de situația dumitale, să vezi lume, să ieși. Să ies? Crezi, doamnă, că aș fi în stare să suport privirea unui om cinstit? Chiar dacă oamenii cinstiți ar avea o privire specială, n-ar fi nicio primejdie. E o specie rară, n-ai unde să-i întâlnești. Într-adevăr, parcă ai fi nebun. Topaz, ascultă-mă, ești bolnav? Vrei să pleci la țară pentru câteva săptămâni? Hm? Vorbesc eu cu Castelbenac. Nu, doamnă, nu. Rămân aici și aștept. Ce aștepți? Să se întâmple ceea ce trebuie. Nu cumva ne-ai denunțat? Nu, nici n-aș avea curaj. A dat pe față manoperele dumneavoastră ar fi să proclam josnicia mea. Și pe urmă să te denunț eu pe dumneata. De ce nu pe mine? Haide, doamnă, nu te mai prefaci. Sentimentul pe care n-am cutezat să-l mătruisesc l-ai simțit înaintea mea. Și te-ai servit de el cu o dibăcie drăcească spre a mă arunca în chinurile mele de astăzi. Și dobitocia mea merge atât de departe încât nici acum, când știu tot, sentimentul acesta nu s-a stins. Te urăsc și te doresc în același timp. Dar în toate nenorocirile mele, în toată ura mea, singura mângâiere care îmi rămâne e că te iubesc. Ești nebun, dar spui uneori cuvinte drăguțe. Da, drăguțe, da. Așteptam de mult scena aceasta. Știam că vei afla într-o zi adevărul și mă întrebam cu oarecare neliniște ce vei face. Uite ce fac, doamnă, mă usuc. Asta e tot ce pot să fac. Dragă prietene, dacă ești cum regret uneori... Ba, nu regret nimic, pentru că ai obținut tot ce ai vrut. Un om de paie, supus și timid. În felul acesta câștigi bani și trăiești într-o liniște înșelătoare lângă cel pe care îl iubești, fiindcă îl iubești pe nemernicul ăsta, pe abcesul ăsta politic, canalia asta camuflată. Ce grăsime care se va râncezi în curând în umbra pușcăriei. Dar de unde? Mai întâi n-o să fie niciodată trimis la pușcărie. Și pe urmă, n-o-l iubesc. Cum nu-l iubești? Topaz, cum poți să spui una ca asta? Păi, dar totuși ești al lui. De ce? Încă îmi procură o viață onorabilă. Cum onorabilă? Că dacă nu-l iubești pe el, atunci pe cine iubești? Pe nimeni. Ai avut poate mai de mult o dezamăgire sentimentală? Deloc. Amorul nu m-a dezamăgit pentru că nu i-am cerut niciodată nimic. N-ai avut niciodată inimă? N-am avut timp. Vă caută un domn, domnule director. Iată cartea lui de vizită. Te las cu afacerile, dragul meu. Oscar Miș. E cu o domnișoară. Ernestin. Ce-a spus? Nimic, așteaptă. Cum arată? Foarte sever. Foarte sever? Bună ziua, dragul meu prieten. Sunt încântat că te văd. Nu știi cât de încântat. Bună ziua, domnule director. Am încercat de câteva ori să te vizitez, dar nu erai aici. Înțeleg prea bine, de altfel. Ești ocupat cu afacerile. Și încă ce afaceri. Da, ce afaceri? Le cunoașteți? Cine nu le cunoaște? În fiecare dimineață, la orele 8, am o emoție foarte plăcută. Pe fereastra biroului meu vă trec în trei stropitoare, iar pe acele trei caroserii scânteiază numele dumitale: Sistem Topaz. Ei bine, dragul meu, când le văd trecând, îmi scot pălăria și le salut. Domnule director, n-aveți ce saluta. Da, te știu, modest, dar nu ne poți împiedica pe noi, prietenii dumitale nedesmințiți, să fim mândri de dumneata. Domnule director, sunt dator să vă spun tot adevărul. Eu nu mai sunt un om cinstit. Lasă-mă. Cine nu-și poate da seama că nu eu am inventat stropitorile? Multă lume cât că a înțeles și că vorbești. Să-mi drăznească unul să vorbească în fața mea.
Am să-i spun că am văzut cu ochii mei schițele și planurile pe care le desenai mereu pe tablă în clasă. Le-ați văzut? Da, că sunt aproape sigur. În orice caz, aș putea să fiu martor. Oricând și în fața oricui. Câștigi mult? Prea mult. Ce răspuns genial. Prea mult. Ești cu adevărat un om extraordinar, dragă prietene. Eu am spus-o întotdeauna. Și acum, dragă Topaz, aveam să-ți vorbesc despre o chestiune care îmi stă pe suflet. Da. Sunt tată. Tată, dragă Topaz. Un tată nenorocit. Nici nu știi cât de nenorocit. Domnișoara Miuș e bolnavă? Vai, da. Te mai interesezi de soarta ei? Suferă de un rău care nu iartă. Pieptul? Nu. Inima. Ar trebui să consultați un specialist. Specialistul e chiar în fața mea. Da. Pe vremuri când dumneata erai încă onoarea și podoaba Institutului Miș, treceai de-a lungul culoarelor, gânditor, pierdut în speculațiuni științifice, care te împiedicau să vezi la picioarele dumitale inima bietei copile. Inima fetei dumneavoastră? Iubirea o atinsese cu aripa și eu, părinte orb, nu pricepusem nimic. Dar de când ai plecat, mă uit la ea și mi se rupe inima. Stă ceasuri întregi visătoare la gura sobii. A slăbit până când ieri mi-a spus totul. Iată mărturisirea unui tată. Nu, chiar așa, nu. Nu, te rog, nu rosti cuvinte reparabile. Fata e în anticameră și așteaptă cu încordare. Dar bine, dar ți-am cerut mâna fiicei dumitale și drept răspuns m-ai dat afară, domnule. Dumneata? Mi-ai cerut mie mâna fiicei mele? Da. Ei bine, ți-o dau. Domnule Miș, stai, domnule Miș. Bonjour! Bonjour, domnișoară. Oh, ce fericită sunt! Presimțeam eu că totul va ieși cu bine. Dar pot să vă întreb la ce anume faceți aruzie? Papa nu ți-a spus că consimte? Consimte la ce? La cererea dumitale. E adevărat că eu s-ar fi cuvenit să nu spun da așa de repede, dar nu vreau să te fac să suferi. E bine, da. Domnișoară, vă rog să nu vă simțiți jignită de cuvintele pe care vi le voi spune. Oh, de azi încolo poți să-mi spui orice și n-ai să mă jignești. E adevărat că am cerut într-o zi domnului Miuș mâna dumneavoastră. A refuzat. De atunci n-am mai avut nici prilejul, nici dorința să reînnoiesc cererea mea. Nu înțeleg. Că faceți o mică sforțare, domnișoară. Vorbele mele înseamnă că nici prin cap nu-mi trece să mă însor. Oh, Ori, Ori. Pe mine mă cheamă Albert. Domnișoară, nu te mai asteni să joci teatru, că nu se prinde. Nu sunt un idiot. Încheieți rochea, de rog. Afacere nu-mi permit să prelungesc această întrevedere. Poate, altă dată, cine știe. Mâine, dar unde? Nu, mâine am treabă, nu pot pleca de aici. Atunci viu aici, îmi dai cheia și mă urc în apartamentul dumitale să te aștept. Pe mâine, da? L-a chemat domnule director. Da, te rog să o conduci pe domnișoară. Mă dai afară? Băderanule! S-a ajuns nenea Nicolescu! Mi-a dat o palmă. Dragul meu Topaz, am plăcerea să-ți ofer un mic cadou. Ce e în cutioarea asta? Palmele academice. Regina ce rupi pentru dumneata? Mi s-au acordat? În mod oficial? Cât se poate de oficial. O să-ți vezi mâine numele în monitor? Hai să zi, vii? Sigur, e târziu, ne așteaptă procurorul. Procurorul? De ce? Cum de ce?
Mănâncă cu noi. În sfârșit, palmele academice, cu diplomă în regulă. Ministerul Instrucțiunii Publice, domnului Alberto Paz, inginer pentru servicii excepționale. Servicii excepționale. Ce obrăznicie! E 4:30 și l-am anunțat că o să vin la 2. Putea cel puțin să telefoneze. Față de tine are o scuză. N-are de unde să știe că o să fii de față la încheierea conturilor noastre lunare. Cum? Lucrează cu noi de 8 luni și n-am lipsit niciodată. E da, desigur, da. Numai din simplă curiozitate, nu din întâmplare. El știa prea bine că prezența ta nu e necesară. De fapt, așa și e. Ar fi poate mai bine să mă duc. Nu îndrăzneam să-ți răspund, da. E mai bine. Mi-ar fi neplăcut să creadă omul ăsta că l-ai aștepta. Ai dreptate. Ți-ar conveni să plec, nu-i așa? Ce? Dar noi, iubitele, nu sunt așa de proastă. Cum proastă? Ce vrei să spui? Voiai să-mi ascunzi afacerea din Maroc. Ce afaceri? Ce Maroc? Ia uită-te la el cum se strâmbă. Nu știi nimic, nu? Habar n-am despre ce e vorba. Ești de rea credință și abia acum văd că erai hotărât să-ți însușești și partea mea. Ei bine, puiule, nu admit. Dragă, dar jur că nu înțeleg nimic. Zău, n-ai aflat până acum că faci o mare afacere de concesiuni de terenuri în Maroc? Cariere de marmură, zăcăminte de plumb și păduri de plută. Caut pentru prima dată. Dar cine ți-a spus ea? Cine să-mi spună când Marescu, deputatul, vine în fiecare dimineață aici și cu un funcționar de la Ministerul Coloniilor. Nimic nu mă enervează mai mult decât ipocrizia. Nimic nu mă enervează mai mult decât reproșurile tale într-o chestiune de care habar n-am. Atunci vrei să-mi spui, iubitule, de ce nu vrei să asist și eu la afacerea socotelilor? Foarte simplu. Topaz a devenit prea mândru de când i-au reușit câteva afaceri. Și acum am luat nasul la purtare. Când sunt singur cu el, mi-e ușor să suport anumite libertăți în expresii. Dar prezența ta aici poate să-i mărească vanitatea, știi? N-aș vrea să-mi treacă orice limite și să mă scoată de zărite și să mă oblige să-l dau afară, nu? Ar fi păcat de el, bietul băiat. Vă să zic că ți-e milă de el. Știu eu, poate. Tremur de frica lui. Dar ce vorbe sunt astea? Cum o să fie mie frică de un funcționar al meu? În orice caz, funcționarului tău nu-i mai e frică de tine, ai recunoscut singur. Da, nu-i mai este adevărat. Și dacă vrei să știi, numai din cauza ta. Da, dar numai din cauza ta. Din cauza mea? Da. Sub pretext că vrei să-l liniștești, să-l ajuți, ai venit aici prea des. Ai dus imprudența așa de departe, încât i-ai dat sfaturi. Cum să se îmbrace, ce costumii să-și facă, poartă acum un costum perfect tăiat, are ochelari cu ramă de baga și-a dat jos barba aceea oribilă. În interesul nostru, un director așa de prost îmbrăcat era suspect. Ah, și acum când am nevoie de el dimineața, mi se răspunde. Domnul e la croitor sau domnul a intrat în piscină. Ah, dar de data asta nu mă las. Iar arăt-o lui cine ține hățurile aici. Dar definitiv cine? Cine-i prăpăditul ăsta care își permite... Un bel fel de norocit. Atâta inconștiență. A, nu. Dar nu mă las. Îi arăt eu lui. Da, da. Bonjour, Sidi. Bună ziua, domnule consilier. Domnule Topaz, am regretul de a-ți aduce la cunoștință că e 4:45. 5 fără un sfert. Te așteptăm de 2 ceasuri. Dar cu ce vă pot servi, domnule consilier? Am venit să încheiem socotelele pe septembrie. Căci suntem astăzi în 4 octombrie. Vrei cifre? Da. Să vedem mai întâi cifrele. Pe urmă, o să spun și eu ce am de spus. Dar voi fi încântat să te ascult. Îți datorez pe luna septembrie în total 65.347 de franci. Da, exact. Cifrele se potrivesc. În socoteala asta intră și afacerea din Maroc? Dacă bine zici, ce afacere e asta? Personală. Cum adică personală? Adică nu te privește pe dumneata. Domnule Topaz, ce răspuns este ăsta? Un răspuns clar. Cum? Lasă-mă să vorbesc, te rog. Șez. O țigară? Mersi. Dragă prietene, să facem împreună o mică socoteală. Agenția asta ți-a adus în 6 luni 785.000 de franci beneficiu net.
Ori biroul te-a costat 10.000 de franci chirie și 20.000 de mobilier, în total 30.000. Compară, te rog, cele două cifre, 785.000 și 30.000. Pentru ce rost are comparația asta? Foarte mare rost. Comparația asta dovedește că ai făcut o afacere excelentă, chiar dacă ar înceta astăzi. De ce să încetezi? Fiindcă am intenția să mențin biroul pe contul meu. Cum? Vreau să lucrez pe cont propriu. De azi înainte, agenția mea aparține și beneficiile realizate sunt ale mele. Dacă întâmplarea va face să mai tratez vreo afacere cu dumneata, îți voi oferi cu plăcere un comision de 6%. Asta e tot. Ți-am spus, doamna dragă Suizică, amicul nostru Tropazie e un umoristă. Găsești că întâmplarea are haz? Cu atât mai bine, nu îndrăzneam să sper. Domnule Topaz, vorbești serios? Da, da, de altfel eu nu glumesc niciodată în afaceri. Cum, dumneata, te crezi proprietarul agenției? Sunt. Agenția poartă numele meu. Ce? Contractul de închiriere este pe numele meu. Sunt aici în mod legal la mine acasă. Bine, dar ăsta e furt curat. Fă o plângere la tribunal. Oh. Am văzut multe canalii în viața mea, dar una așa de cinică de când sunt. Nu mă mai lingușit că cu mine nu se prinde. Acum, regie, o să permiți tu să... Dar spune și tu ceva. Fir al dracu al dracului. Bine, asta e tot. Doamnă, pune-te și dumneata în locul lui. E tot ce poate spune. Topaza, sper că între noi este o neînțelegere. Nu ești dumneata capabil să faci una ca asta. Ba sunt, nu vedeți că sunt. Bine, omule, dar gândește-te. Fără mine fi și astăzi un biet profesoraș la școala domnului Muș. Eu te-am învățat totul. Da, și în schimb ai câștigat 745.000 de franci. Pe mine niciun elev nu m-a plătit așa de bine. Nu, 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 nu pot să cred, nu. Dar dumneata, dumneata ești un om cinstit. Un om pe care îl stimam, ba chiar îl iubeam. Da, 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 te iubeam. Când mă gândesc să-mi faci mie una ca asta pentru o murdare chestiune de bani, m-ar dorea în suflet și pe dumneata la fel. Dar nu-i așa, Suzi? Dar spune că o să-i pare rău, că o să regrete. Uite, uite, îți dau 10%. Nu, nu, nu. Vezi, dragă regie, te-am văzut la lucru și mi-am permis să te judec. Nu ești interesant. Ești un escroc, da, recunosc, dar un escroc mărunt. Loviturile dumitale n-au anvergură. 15 stropitoare, 30 de guri de canal, 6 duzini de scuipătoare nichelate, na. Astea nu sunt afaceri, iubitule, poezie pură. Nu, dumneata nu ești decât un simplu găinar. Trebuie să rămâi în politică. Vezi ce am spus eu? Mai muțoi! Cimpanzeu! Asta e tot ce ai de spus! Dar ce zici unui bandit? Ești un bandit! Și o cârpă! Dumneata, să taci! Te pomenești că ești complice cu el. Știi bine că nu e adevărat. Ei, de unde ar fi luat el atâta îndrăzneală dacă nu l-ai fi învățat tu? Da, mărturisește. Dumneata ai pregătit lovitura. N-ai decât să crezi ce-ți place. N-am să-ți cer voie să cred ceea ce văd cu ochii mei. De mult am înțeles. Și eu. Dar să nu crezi că o să-ți meargă așa. Nu ți-am dat destui bani de 2 ani încoace. Asta e culmea grosolăniei. Ce vorbești? Grosolănie? Ia uzi, domnule, grosolănie! Uite, dacă ai de gând să urli, te poftesc să-ți alegi alt loc decât biroul meu. Când te-am cunoscut, eu purtai o blană de pisică la gât. Ești un bădăran! Își făcea părănit în părănire în vechea lui Tatsu! Domnule, îți interzic să vorbești pe tonul acesta cu o femeie. Te rog să pleci. Bine. Cine râde la urmă, râde mai bine. Vă arăt eu vouă. Nici o grijă. Chiar acum mă duc la parchet, la procuror. M-aș mira. Cât despre dumneata, doamnă, prea mai făcut ridicol. Asta e adevărat. Purtarea dumitale trebuie să se schimbe. Voi veni la dumneata mai târziu ca să se aduc la cunoștință ce am hotărât. Ai hotărât să fii grosolan cu o femeie pentru că ți-e frică de un bărbat. Te disprețuiesc! Doamnă! Haide, ieși afară. Bine. Aș putea să abuzez de forța mea fizică. Nu te jena, dă-i drumul. Dar nu sunt hamal. Zici dumneata. Când o să vreau, la momentul ales de mine, o să te fac eu să plătești fanfaronadele dumitale. Deocamdată prefer să râd. Ha! Și-a dat aramă pe față, dar va veni în curând să-și ceară scuze și dumneata e să-l primești zâmbind ca să păstrezi situația onorabilă. Ești cam impertinent, puiule, prea impertinent. Am impresia că ți-ai pierdut ca un plec capul. Crezi doar că lovitura dumitale de stat e o dovadă de inteligență? Nu, de autoritate. Cele câteva minute de autoritate te vor costa scump. De ce? Agentura aceasta prin ea însăși nu are nicio valoare. Producea bani fiindcă în spatele ei era Castelbenac. Și acum sunt eu. Dumneata? Ce o să poți face singur?
Întreabă-mă mai bine ce am făcut. De 3 luni, scumpă doamnă, am lucrat pentru mine. Am făcut cunoștințe interesante și am câștigat mulți bani. Când Marocul va începe să... E serioasă afacerea cu Marocul? Cât se poate de serioasă. Concesiune de 5.000 de hectare. Societate anonimă. 4.000 de acțiuni ale mele. Uite-le. Acțiunile vor fi emise luna viitoare. Lucrezi direct cu miniștri? Încă nu. Un senator, un banchier, un măcelar și prima dansatoare a unui mic sultan din Africa. Și am și alte chestii în vedere. Hotărât lucru. Te-ai schimbat mult. În bine? Poate, dar nu spre binele meu. De ce? Aveam anumite interese în agentura asta. Dacă le pierde regii, le pierd și eu. Aveam 8% în toate afacerile. Depinde numai de dumneata să iai și de aici înainte. În ce calitate? Îți datorez mult și mai am încă nevoie de sfaturile dumitale. Spuneai că ești un mare om de afaceri. Nu încă, îmi mai lipsește ceva. Ce? Semnul strălucitor al victoriei. O metresă elegantă și cunoscută cu care să pot ieși în lume și care să știe să-mi primească prietenii într-un interior de bun gust. Alegerea mea e de altfel făcută. Cine e? Ghici. O cunosc? Foarte bine, fiindcă ești chiar tu. Albert! Dar pentru sărutări să avem de acum înainte timp destul. Deocamdată mă duc repede după regii. Am socotel de încheiat cu el, chestii bănești. Vreau ca despărțirea să fie categorică. Cum termin, mă întorc aici. Un domn tamiz vrea să vorbească cu domnul director. E, să intre! Tamiz! Topaz! Ți-ai ras barba. Pe ce vrei, dragă, afacerile? Sunt foarte mulțumit că te văd, tamiz. Ai fi avut de mult plăcere asta dacă nu mi s-ar fi închis de vreo 5-6 ori ușa nas. Cred că secretarele tale ți-au comunicat. Îmi răspundeau mereu același lucru. Domnul director nu e aici. Ba chiar începusem să cred că nu vrei să mă primești. Se poate. E drept să spun, mi se părea că e prea urât din partea ta. Te cred, doi vechi prieteni ca noi. Mai ales că am să-ți comunic ceva foarte important. E, spune. Topaz, știi că sunt prieten. Da. Un prieten vechi și sincer care n-a fost niciodată indiscret. Da. Dar ceea ce am să spun e foarte grav, fiindcă e vorba de reputația ta. Reputația mea? Îmi pare rău că trebuie să spun, dar s-a vorbit chiar în fața mea despre asociatul tău ca despre un politician compromis, ba chiar cineva, un om de o cinste exemplară. M-a lăsat să înțeleg că tu știi prea bine că afacerile voastre sunt dubioase. Dubioase? Dubioase. De altfel, zvonurile acestea au străbătut până și în presă. Și atunci, tu la ce concluzie ai ajuns? Dragul meu, am venit să-ți dau de veste. Fii cu băgare de seamă. Cercetează cu grijă afacerile pe care le tratezi cu acest domn. Pe de altă parte, dă-o dezmințire la ziar. Dragă tamiz, îți mulțumesc. Dar sunt foarte lămurit asupra tuturor afacerilor pe care le-am tratat până azi. Care va să zic că nu sunt dubioase? Absolut deloc. Nu există asupra lor niciun dubiu. Toate sunt simple scrocherii bazate pe trafic de influență și corupție. Al dracului topaz. Nu, glumesc deloc. Tot ce am făcut până azi e prevăzut în codul penal. Dacă societatea ar fi bine organizată, eu ar trebui să stau la pușcărie acum. Ce tot spui? Adevărul adevărat. Ți-ai pierdut mințele. Deloc. Cum? E adevărat? Ai devenit un om necinstit? Tamiz, prietenul meu, nu mă privi cu groază și lasă-mă să mă apăr înainte de a mă condamna. Tu care erai o conștiință, tu care împingeai corectitudinea până la manie. Pot spune că timp de 10 ani, cu toate puterile, cu tot curajul, cu toată credința, mi-am îndeplinit datoria cât am putut de bine, cu dorința arzătoare de a fi folositor. Timp de 10 ani... Mi s-a dat 850 de franci pe lună. Și într-o zi, pentru că n-am priceput că mi se cerea să fac o nedreptate, prea cinstitul Miș m-a dat afară. O să-ți explic într-o zi cum m-a dus soarta aici și cum, fără de voi, am făcut câteva afaceri ilegale. Află că în clipa în care așteptam cu spaimă pedeapsa, mi s-a dat recompensa pe care umilul meu devotament n-o obținuse. Palmele academice. Le ai? Da.
Dar tu? Încă nu. Vezi, dragă Tamiz, m-am abătut de la calea cea dreaptă și sunt bogat și respectat. Sofism, ești respectat pentru că nu ți se cunoaște necinstea. Da, așa am crezut și eu, dar nu e adevărat. Vorbea adineori de un om de o cinste exemplară care ți-a dat informații. Fac prinsoare că e miș. Da, și dacă le-ai auzit cum vorbești despre tine, te înroși. Acest om de o cinste exemplară a fost la mine. I-am spus adevărul. Drept urmare, mi-a oferit să-mi fie martor mincinos și pe fiică sau de nevastă. Miș? Dar de ce? Pentru că am bani. Și ți închipui că pentru bani? Desigur, copil bătrân ce ești. Ah, banii. Nu știi ce valoare au. Deschide ochii, privește viața, privește-ți contemporanii. Banul poate orice, permite orice, dă orice. Dacă vreau o casă modernă, un dinte fals invizibil, dreptul de a nu posti vinerea, un articol elogios în ziare sau o femeie, crezi că am să le obțin prin rugăciuni, prin devotament și prin virtute? E de ajuns să deschid casa asta de bani și să șoptesc o singură vorbă. Cât? E o fericire că ai părăsit învățământul, căci dacă te faci din nou profesor de morală... Știi ce aș spune elevilor mei? Copii, proverbele pe care le vedeți pe pereții acestei clase răspundeau poate cândva unei realități dispărute. Astăzi s-ar zice că nu sunt bune decât să îndrepte marea mulțime pe un drum greșit, în timp ce deștepți și șmecherii își împart prada. Așa încât în vremea noastră, disprețul proverbelor este începutul bogăției. Dacă profesorii tăi ar fi avut cea mai mică idee despre realitate, iată ce te-ar fi învățat și n-ai fi ajuns astăzi un belfer prăpădit și sărac. Dragul meu, prăpădit o-i fi, dar sărac nu sunt. Tu ești atât de sărac că nici nu-ți dai seama, Tamiz. Protestez, nu am desigur mijloacele ca să-mi plătesc plăceri materiale, dar ele sunt cele mai josnice. Încă o glumă nobilă și consolatoare. Bogații sunt generoși cu intelectualii. Ei ne lasă plăcerile studiului, onoarea muncii, sfânta voluptatea datoriei împlinite. Iar pentru ei nu păstrează decât plăcerile fără importanță, ca icrele negre, friptura de fazan, Rolls Royce, șampania și caloriferul. Dopaz, e păcat că vorbești așa. Și chiar dacă ai avea dreptate, nu vreau să te cred. Topaz, dacă nu ești complet putret de imoralitate, fă o sforțare, salvează-te, vino chiar acum cu mine, Topaz. Ești nebun, dragă Tamiz. Nu pe mine trebuie să mă salvezi, pe tine. Vrei să lași Institutul Miș? Vrei să lucrezi cu mine? În afaceri cinstite, da. De aici încolo voi face numai afaceri cinstite, da. Nu cum crezi tu? Ca să câștigi bani, trebuie să iei de la cineva. Bine, dar după cum spui tu, n-ar mai exista niciun om cinstit. Ba da, tu. Vino mâine să mă vezi și vom studia posibilitatea de a te schimba și pe tine. A, nu. Mai ales dacă e adevărat că sunt singurul om cinstit, poate că o să-mi dea ceilalți o pensie. Ați ascultat Topaz, comedie de Marcel Pagnol, adaptare radiofonică de Radu Beligan. Distribuția a fost următoarea. Topaz, Radu Beligan, artist al poporului. Castel Benac, Ion Taliano, artist emerit. Directorul Miuș, Ion Manu, artist emerit. Tamiz, Mircea Constantinescu, artist emerit. Roger, Mihai Berechet. Joseph, Armand Stambuliu. Suzy, Cela Dima, artistă emerită. Ernestin, Eugenia Popovici, artistă emerită. Baroana Pitar Verniol, Natasha Alexandra, artistă emerită. Secretara, Carmen Stănescu, artistă emerită. Crainic, Marcel Angelescu, artist al poporului. Regia artistică, Sică Alexandrescu, artist al poporului.